Servus din nou! Bine, te-am regăsit, Oana. Să știi că nu schimbăm subiect, tot la bărbați rămânem. Da, da, bine. Ai tu o fixație? Da, cred că o să fie, hai să zicem, de data asta ultima discuție pe tema bărbaților, dar... Nu cred, m-aș mira. De vreme ce de câte ori vin la birou, există ceva discuție despre bărbați. Păi suntem și noi curioase și acum vreau să împărtășesc și cu femeile care ne ascultă, din curiozitățile noastre legate de cursul acesta de masculinitate. Așa. Bun, începe a treia ediție. Da. Da, zi-mi, te rog, ce este, în opinia ta, un curs de masculinitate? Că no. Știm cu toți, dacă căutăm pe internet, dăm un search pe Google, masculinitate, curs, așa, ne facem o idee. Dar din ceea ce ești tu și cum predai tu, ce e ăla, domnule, curs de masculinitate? Da, bun. Păi... Cursul meu de masculinitate așa. A început la 20 de ani. Ok. Când m-am părăsit prima mea iubită. Bun. Da? Prima mea iubită care s-a îndrăgostit de cel mai bun prieten al meu și până la urmă s-au decis să fie împreună și așa, happily ever after. Da, ok. Ăla a fost un șoc pentru mine. Șocul cu care se confruntă mulți bărbați, dar mulți nu sunt foarte afectați de șocul respectiv. Șocul a fost pentru mine că nu sunt suficient de bun așa cum sunt. Ok. Respectiv că există ceva care pentru iubita mea este mai bun decât eram eu. În acel moment aveam percepția asta de mai bun, mai rău, mai nu sunt suficient de bun, altul e mai bun decât mine, da? Și aveam o suferință crâncenă pe subiectul ăsta. Dincolo de suferință, a fost un declic pentru mine faptul că, bă, am stat și am analizat omul ăla. De-a lungul liceului, cât am fost noi prieteni și chiar am fost prieteni și chiar îl apreciez foarte mult și pe ea o apreciez foarte mult și pe amândoi de atunci și ne-am mai întâlnit de-a lungul timpului și am rămas prieteni buni. Ce m-a șocat pe mine că omul ăla avea niște calități de-a lungul timpului pe care eu le-am observat oarecum, dar nu am băgat în seamă cumva. Adică eu eram... mai mic de statură decât el, mai mic, el era mult mai bun la învățătură decât mine, aveam un șarm anume, din punct de vedere, pentru că aveam un frate mai mare de la care am învățat foarte multe lucruri și a apreciat foarte multe lucruri, un tip foarte fain și sufletist, dar în același timp cu un anumit gen de integritate, cu un tată foarte fain, un tată prof de mate, care ne-a învățat foarte multe lucruri despre integritate. Adică eu când mă gândesc la liceu, pentru mine a fost... Au fost multe lecții de viață și mulți profesori care m-au marcat, nu pentru că avea eu neapărat intenția să mă marcheze, ci prin felul lor de a fi. Au și proful ăsta de mate, care era tatăl lui, un bărbat din asta foarte cu niște principii de astea foarte zdravene, să zic așa, sănătoase, și el cumva cu aceeași gen de integrat, când venea vorba, de exemplu, bine, acum râd când mă gândesc, dar sper să nu asculte taică sau chestia asta și acum să-l lase corigent, că la un moment dat... știu că el nu copia niciodată. Deci el nu copia. Da? Era o regulă pentru el, nu își pregătește fițuici. No, eu n-aveam principiile astea, da, n-aveam o problemă. Dar, dragul de el, la un moment dat nu știa și a copiat de la... Eu aveam cartea pe sub bancă și ce ține să pot să copiez și eu, știi? Dar avea cumva un anumit gen de forță interioară să se țină de niște lucruri. Și lucrurile astea eu le-am văzut pentru că erau acolo lângă mine, dar au început să meargă rotițele doar în acel moment în care iubita mea a zis: uite-te, ăla e mai potrivit pentru mine decât tine. Nu e o problemă cu ceva, nu e despre tine, e despre mine, dar e despre ălalaltă e mai bun, da? Asta a fost începutul cursului meu de masculinitate, pentru că atunci am început să-mi pun niște probleme, niște întrebări și să zic: ok, stai puțin, dar dacă ăla are calitățile respective, eu aș putea să le am sau n-aș putea să le am? Începând de la faptul că atunci când am început relația cu prima mea iubită, ea la un moment dat mi-a zis: păi, Zoltan, nu știi să îmbrățișezi, nu știi să ții în braț o femeie. Wow. Păi, frate, deci am fost demolat, îți dai seama, prima mea relație, ea m-a agățat, nu i-am agățat-o. Și vine și îmi reproșează și după zbuciumuri de alea crâncene m-am dus la ea și am zis: învață-mă, explică-mi cum se îmbrățișează o femeie. Și mi-a explicat: uite-te, când pui mâna, trebuie să pui mâna așa, să strângi, dar nu foarte tare, ca să simt, dar să simt forța. Și mi-a explicat și efectiv a fost curs de masculinitate. La nu foarte mult timp după aceea, că a văzut că-s deschis, mi-a zis și că nu știu să sărut.
Le la pe rând, așa, pe fiecare. Da, pe rând. Și după aceea m-am învățat și cum se sărută o femeie. Și eu eram deschis să învăț cu toată durerea în suflet și sentimentul de așa. Avea eu o problemă cu faptul că ea era mai înaltă decât mine. Puțin, dar nu, mergeam pe stradă și pentru ea chestia asta de imagine, eram în liceu, adică nu, erau probleme grave de genul ăsta. Criza adolescentină, da. Și m-am enervat cu nervii atât de tare, încât când am vândut casa bunicilor mei, unde am locuit mulți ani de zile, pe tavan era plin de urmele mele de mâini, pentru că era sobă și se depunea un pic de așa. Eu am început, din momentul în care a zis ea că e deranjată de faptul că eu sunt mai mic decât ea, am început să sar și să tot... așa intram în cameră, sărind și atingând tavanul. Că am citit eu undeva sau am văzut undeva că ăștia care sunt basketbaliști, că ei cresc practic din cauza faptului că tot sar. Nu că sunt înalți oricum, dar că ei... Da. Și atunci, când am terminat liceul, eram cu 3 cm mai înalt decât ea. Și pentru mine, genul acesta de deschidere înseamnă cursul de masculinitate. Adică faptul că îmi dau seama că anumite lucruri nu funcționează în viața mea cum îmi doresc. Da? Mai ales când vine vorba de relație cu femeile. Îmi dau seama că anumite lucruri nu le stăpânesc, nu știu să le fac, nu știu să obțin niște rezultate pe care mi le doresc. Bă, frate, hai să le învăț. Și unde să mă duc să învăț dacă nu la cineva care are experiența și are informațiile și cât de cât stăpânește niște lucruri. Și atunci, un curs de masculinitate înseamnă pentru mine să îți asumi, fii atent, că aici urmează chestii adânci, să îți asumi ca toți bărbații care te urmăresc sau care te urmează să ajungă ca tine. Cum simți greutatea? Presiunea? Păi aici e șmecheria, că nu mă apuc să învăț pe bărbații ăștia nimic din ceea ce eu nu am zis că mi-asum sau că am trecut sau că am făcut sau am ținut un rezultat. Și le și zic, ceea ce îi învăț eu, nu îi învăț eu de ce fel de relație trebuie să aibă cu femeile, ci învăț niște mecanisme, niște principii, modul de a funcționa, biologia feminină, biologia masculină, lucruri pe care le-am studiat ani de zile ca să mă înțeleg mai bine, să înțeleg mai bine femeile. Le-am tradus, le-am cumulat într-un loc, le-am adăugat inteligența emoțională, le-am adăugat experiența mea și așa se transformă într-un curs de masculinitate. Ok. Da? Și atunci... un curs de masculinitate pentru mine înseamnă să ieși în față ca exemplu de stare și de atitudine, în același timp să spui, bă, nu sunt idealul, aș vrea să luați direcția și modul meu de a evolua, nu să mă copiați pe mine. Ei? Pentru că și eu evoluez, adică foarte probabil că peste, nu știu, 5-10 ani când o să mă uit la cursul ăsta de masculinitate o să mai adaug vreo 5 module și zic numai puțin că astea-s bază, că stai să vezi ce am mai învățat între timp. Ei? Dar ceea ce am învățat până acum, asta deja pot să dau mai departe. Bun, până la urmă cred că e o experiență, o experiență foarte faină, o experiență de transformare sau implicit o transformare a bărbatului. Și interesant că acum, în timp ce îți povesteam eu ție, când m-ai întrebat ce înseamnă un curs de masculinitate, acum, mie mi s-a părut foarte firesc tot ceea ce predau. Adică pentru mine este o experiență și sunt niște informații pe care le stăpânesc foarte bine. Mi-e foarte ușor să le predau. Adică nu am niciun fel de îndoieli, emoții, tresăriri în timp ce predau chestiile respective, pentru că fac parte organic din mine. Le-am structurat într-un fel, dar ele fac parte organic din mine. Dar în timp ce mă gândeam la toată încărcătura emoțională plecată din liceu și experiența prin care am trecut eu, acum îmi dau seama că mă întreb de ce mulți bărbați îmi spun că se simt atât de inspirați când vorbesc despre lucrurile astea. Că mie mi se par firești, adică sunt chestii simple, aproape banale pentru mine pe care le spun. În același timp, mulți bărbați zic, wow, Zoltan, e inspirațional și e foarte profund și foarte adânc ceea ce spui. Pentru că nu se vorbește despre asta. Probabil și asta. Pentru că atât bărbații cât și femeile în adolescență sunt convinsă că au existat momente în care au existat fenomenul ăsta de bullying sau tu de ce umbli cu respectivul, diverse experiențe din astea traumatizante, cum ai avut și tu, despre care nu s-a vorbit. Nu știu, te-ai dus să vorbești cu tatăl tău, de exemplu, despre asta sau cu mama? Nu. Cu prietenul cel mai bun?
Păi, prietenul cel mai sau bun a fost cel cu care am plecat de... iubita mea. A, deci... ok, bun. Și cred că cumva suntem și educați să... Da, dar știi care a fost experiența? Cum am prelucrat noi experiența? Cum? În perioada aceea, când m-am despărțit eu, mă rog, am fost părăsit de iubita mea, unul dintre colegii mei de apartament, Arpi, a fost și el, a trecut printr-o despărțire și atunci era în vogă piesa Singur de la Talisman. Oh my God! Și când mergea la radio, noi cântam împreună, mă rog, urlam împreună acest Singur, cred că vecinii din Mănășturi și acum s-au traumatizat de acea experiență. Nu se cred. Cântam piesa respectivă și era așa un fel de... nu știu, catarsis, adică noi doi urlam piesa aia. Pot să înțeleg motivul pentru care cântam piesa aia, mai ales că suntem anxioși amândoi, dar da. Deci asta, okay. Zic, am avut momente din acesta și în acel moment, unic norocul meu era că locuiam cu niște băieți care erau super sufletiști, adică foarte fain ne-am potrivit pe acea stare și unul dintre ei... la sociologie, nu sociologie, asistență socială, da, nu știu la ce facultate era. Și avea anumite cunoștințe de psihologie și aveam niște discuții din astea pe zona de ironie, de sarcasm, de glume și la un moment dat chiar îmi amintesc că unul din modurile în care am prelucrat experiența a fost să stăteam într-o seară în bucătărie și el m-a ghidat printr-un calcul statistic. Ok. Pornind de la câți locuitori are Clujul, categorie de vârstă, apropo de sociologie asistență socială, câți locuitori ai Cluj, din care câte sunt femei, cam cât la sută din femei îmi plac mie și se potrivește și am ajuns la concluzie că în tot Clujul ăsta cu siguranță există 6 femei care sunt exact ce îmi trebuie mie și sunt și singure. Oh, ce statistică bună! Au fost niște procese de genul acestea prin care am prelucrat, dar cum ai zis și tu, majoritatea adolescenților, acum mă consider adolescent la 20 de ani, chiar nu consider că eram bărbat și acum mai am de învățat. Dar majoritatea adolescenților care trec prin experiențe de genul acesta, într-adevăr nu apucă să le prelucreze, nu apucă să le transforme în ceva constructiv, să devină ceva într-adevăr constructiv. Când m-a lăsat iubita mea, prima mea iubită, aveam 57 de kilograme la înălțimea pe care o am acum. Eram băț, acum am 70. Eram băț, deci, cum zic, schelet aproape. Da. Ei, în vara care a urmat... Când m-a părăsit în 10 mai, a luat decizia, în 9 fix mai fiind ziua mea. Păi am fost în Budapesta când au luat ei doi decizii la o nuntă, acolo ne-am întâlnit că el era făcut în Ungaria. Și el atunci mi-a zis și la mulți ani, după ce au decis că rămân împreună. A fost un moment epic din viața mea, în care nu știam ce să mai zic. Și atunci când m-a părăsit ea în vara următoare, am pus pe mine, mi-am făcut niște umeri și niște brațe și piept în câteva luni. Prin faptul că mâncam pâine cu margarină și muștar, că n-aveam altceva de mâncare. Și mergeam la ștan cu băieții ca să nu învățăm. Da, frumoasă activitate. Da. Și din bălăceala respectivă și alimentația sănătoasă, mi-am format umeri și pieptul pe care am acum și după care se uită cam în casă. Și majoritatea băieților nu apucă. Nu au contextul, nici nu am fost învățați. Acum deja e o grămadă de psihologie din asta socială pe internet, toată lumea dă sfaturi, lumea crește cu pornografie foarte mult, lumea însemnând băieții acolo descoperă sexualitatea, au niște filtre distorsionate despre ce înseamnă relația de cuplu, există toată tendința asta de pervertire a ce înseamnă energie feminină, energie masculină. Atunci e normal ca foarte mulți bărbați cu care am ajuns să lucrez și care participă la cursul de masculinitate să cumva să intre cu niște, cum zic, cu o confuzie, cu o stare de confuzie și când dau de niște explicații foarte precise, cu exemple concrete, cu lucruri care se potrivesc cu experiența și viața lor, e normal să fie un pic surprinși cel puțin, dacă nu șocați. Șocați, da. Păi afli niște lucruri la care tu căutai răspunsuri și vine răspunsul, dar poate uneori nu îți place sau e altceva decât ce te-ai gândit tu. Da. Uite, acum că aminteai de energie masculină, energie feminină, eu am cerut ok-ul să mă uit așa peste structura, pe structură. Păi stai că structura ați furnizat-o și voi. Am adică furnizat-o, dar acum, da, structura. Doar că am uitat așa un pic mai în detaliu și m-am uitat peste temele de la webinarii. Ca să știe toată lumea, cursul de masculinitate are 10 webinarii live, câte unul la fiecare 2 săptămâni. Așa.
Bun, și îi treci pe bărbați, așa, dintr-o... E o călătorie foarte interesantă a lor. Și pomeneai de energia masculină, energia feminină. În mod normal, bărbații cu energia masculină, femei cu energie feminină. Dar, teoretic, da. Da. Dar acolo am înțeles că există mai multe forme. Adică și bărbații pot să aibă energie feminină, să manifeste energie feminină și invers. Care-i treaba? Treaba este destul de matematică, după cum am desfăcut-o eu. Pentru că ce am făcut a fost să definesc niște comportamente fundamentale care au niște extreme feminine și extreme masculine. De exemplu, colaborarea cu competiția. Da? Mm. Colaborarea este o tendință tipic feminină. Copiii când se joacă, fetele se joacă împreună jocuri care înseamnă colaborare. Medic, gătit, mama și tata, înseamnă grupuri care sunt împreună. Băieții se joacă jocuri care sunt despre competiție. Care pe care? Polițiștii cu elații, împușcăturile, luptele, săbii, da? Care pe care? Competiție. Cei care spun că ele nu sunt trăsături fundamentale la bază, sunt niște ignoranți, ca să mă exprim finuț, da? Există suficiente studii psihologice, cărți pe tema respectivă, nu este cazul să intrăm în detalii. Deci, cei care încearcă să uniformizeze sexul sunt niște lipsiți și de ovară și de testicule, okay. Da? Ca să fie foarte clar. Părerea mea hotărâtă și fermă. Și ce am făcut ca să înțeleagă lumea cum e această combinație, am luat aceste comportamente extreme, nu o să intru acum în toate detaliile, că e un webinar întreg, dar am luat 4 comportamente de genul acesta fundamentale, care la extreme sunt tipic masculine, tipic feminine, și le-am dat bărbaților un grafic unde să se verifice, domne, astăzi, pe axa asta, unde m-am aflat? Către partea masculină, către partea feminină. Și nu e o problemă dacă un bărbat are energie predominant feminină atâta vreme cât este armonioasă. Okay. Adică acea colaborare nu duce la dependență. Am înțeles. Da? Da. Atât timp cât sensibilitatea nu duce la instabilitate. Da? Deci problema nu este când o femeie are o energie predominant masculină, Cami a pornit în relația asta cu energie predominant masculină și în continuare are o verticalitate pe care foarte puțin bărbați o au. Forța tipic masculină, eu am învățat de la Cami ce înseamnă integritate, ce înseamnă să lupți pentru valorile tale, eu de la Cami am învățat. Timp în care am învățat ce înseamnă colaborarea, să înveți să ții cont, să integrezi pe ceilalți în viața ta, lucruri pe care ea le-a văzut la mine și ne-am echilibrat. Acum știm să ne mutăm oricare în oricare parte. Pentru că până la urmă nu este despre faptul că trebuie să fii într-un fel sau altfel. Ideea este să găsești, să descoperi acea combinație unică pe care tu o ai și să o armonizezi. Okay. Că după aceea, când ai armonizat partea aceea și știi să chiar dacă nevoia ta fundamentală este de colaborare, dar știi să faci asta într-un mod armonios, nu e o problemă. Dacă nevoia ta fundamentală este de competiție, nu e o problemă dacă o faci într-un mod armonios chestia asta și dacă știi să și colaborezi în limitele nevoilor în context. În context, da. Asta e ideea. Și atunci, dacă oamenii înțeleg treaba asta, atunci nu mai este despre am o energie predominant feminină, deci sunt gay. Nu, ai energie predominant feminină și ești semi-bătut în cap câteodată și faci niște asocieri care nu ar trebui făcute. Ar trebui să te cunoști suficient de bine, să te accepți așa cum ești, să nu vrei să fii altceva. Adică dacă te-ai născut cu testicule, înseamnă că ești bărbat. Ca să ziceam și la webinarul gratuit. Că ceva mi-a zis, zice, eu cred că totuși sunt, cum zic, sunt un suflet de femeie într-un corp de bărbat sau ceva de genul ăsta, abordări de astea foarte filozofice. Și am zis, da, scuză-mă, standardele în planul ăsta fizic sunt destul de simple. Ai testicule și bărbat. Păi nu, că genul, că sexul, bă, lăsați-mă cu poveștile cu toate pervertirile, e o tendință acută către chestia asta, dar rezultatul, efectul acestei uniformizări și ștergerea acestor limite se vede în starea care există în lume. Faptul că majoritatea oamenilor sunt nefericiți. Da. Scurt pe doi, da? În momentul în care un bărbat își asume energia masculină, o femeie își asume energia feminină și își armonizează aceste aspecte, chiar dacă anumite elemente sunt cumva de la sexul opus, în acea persoană este cu încredere în sine, împlinită, relaxată în preajma oricăror persoane, știe să-și obțină niște rezultate, știe să gestioneze relația cu propria persoană și cu ceilalți. Și ne uităm la alții care nu-și asumă aceste lucruri și îți dai seama că-s varză, că toată viața lor este despre lupta cu aia care nu-i acceptă.
Da. Și atunci despre ce vorbim? Și până la urmă, odată ce încep să accepte că e ok și partea asta și partea cealaltă, treci mai departe. Că acum îmi dau seama, discutând cu tine, că folosești același principiu ca și în celelalte cursuri ale tale. Știi? Mm-hmm. Partea aia de conștientizare, da, care e la început. Mă gândesc că vorbi și despre valori, idealuri înalte, menire... Oh, da. Aia mai către final. Mai către final, ok. Dar da, da. Dar da. În etapa asta de conștientizare te legi și de aspectele astea. Păi, ideea e în felul următor. Oricine ar trebui să știe care sunt valorile și care sunt, care direcția și ce vrei de la viață și unde vrei să ajungi. Toată lumea trebuie să știe. Dar pentru un bărbat, chestia asta e esențială. Pentru energia masculină. Okay. Pentru că energia masculină este cea care este despre independență, individualitate, direcție, control, sistem, structură, plan, pași, da? Asta este energia masculină. Atunci, dacă tu nu ai un plan pentru viața ta, ce faci? Mm. E mai greu un picuț să accesezi energia care dă direcție și atunci o să găsești o femeie care are energia predominant masculină, care n-ar fi o problemă dacă e armonioasă. Dacă e armonioasă, n-ar fi o problemă. Da? Cum a fost cazul lui Cami, de exemplu, în care ea m-a forțat prin starea ei să-mi asum eu direcția mea. Nu mi-a dat ea direcția. Ah, ok. Asta e diferența. Păi asta e că de foarte multe ori v-ați dat de o femeie care le arată direcția așa direct. Da. Nu... Da. Dar aici depinde și de bărbat. Uh-huh. Adică mi-am fost șocat prima dată când, apropo de ce înseamnă independența emoțională și starea masculină, când am zis tu că aminau, vrei să mergem la petrecere la Miță? Și zice ea, de ce mă întreb pe mine? Zic, păi, nu mergem împreună și îți uită la mine, tu vrei să mergi? Și zic, da, atunci du-te și dacă am eu chef, vin și eu. Păi, scurt pe doi, adică... Și era, da, pentru mintea mea axată pe colaborare, da, la extremă și pe dependență în acel moment, era imposibil, cum poți să vorbești? Adică, cum poți să pui problema așa? Știi? Și am zis, cum e că cum poți să pun problema așa? Dar tu te hotărăști dacă vrei să mergi și eu mă hotărăsc dacă vreau să merg. Și dacă vrem să mergem amândoi, da, putem să ne organizăm să mergem, nu e o problemă. Oh. Dar nu trebuie tu să vii pentru că vreau eu sau eu să vin pentru că vrei tu. Mm. Deci îi înveți pe bărbați și de independența lor. Da. Practic, în momentul în care îți cunoști valorile, în momentul în care îți pui întrebările potrivite, în momentul în care știi măcar în mare care sunt următorii pași în viață pentru tine, în momentul în care îți cunoști defectele, dar ai și un plan de acțiune pentru ele, ai o stare de încredere care nu se compară cu nimic. La asta vreau să ajung. Cum? Noi tot spunem că avem nevoie de bărbați care să aibă încredere în ei. Adică în momentul în care îl vezi, ala, să știi că îi stăpân pe el și nu trebuie tu ca femeie să îl coordonezi. Da, să-l crești, exact. Cum faci asta în cursul de masculinitate? Ne dai așa un exemplu, nu? Hint, așa e? Da, da. Păi, sunt câteva aspecte elementare. Unu, să-ți cunoști calitățile, care e foarte greu, mai ales pentru bărbați așa care sunt mai sensibili. Am avut experiență foarte interesantă cu un tip care, după seminarul acela de Wing Chun, a venit și zice, uite, zic, am o problemă, că eu nu mă simt suficient de bun, că mă simt varză. Am făcut un pas în spate, m-am uitat la el și am zis, măi, omule, pe pariu că dacă îi întreb pe toți bărbații ăștia care au fost aici, care este unul dintre cei mai faini bărbați, care sunt cei mai faini bărbați de care au fost aici la workshop-ul ăsta, să fie în top 3, pariu? Și se uită de confuz, deci confuz de la... Și zice, cum adică? Păi în primul rând, uite la tine cum arăți. Uite-te la tine cum arăți, cum ești îmbrăcat, cum arăți îngrijit, aranjat, îmbrăcat, fain, deci corpul lucrat, înțelegi? Da. Și uite-te la restul. Deci există și astfel de bărbați care... Da, și nu se văd în... Da. Și aici e chestia cu energia masculină, care e mai sensibilă și care e cumva cu componente feminine. Pentru că el a zis, da, eu nu simt că am o direcție în viață. Zic, bă, e altceva. Dar dacă întreb pe cei din jurul tău, zi-mi ce părere au despre tine oamenii cu care lucrești, cu care colaborezi, te apreciază? Ce da, fără excepție. Da, despre asta vorbesc. Dar tu ești nemulțumit de tine, da? Și aici e chestia, că foarte mulți bărbați care îți deschis să se dezvolte, vin cu o stare de nemulțumire de sine, nu-și cunosc calitățile, este un pas foarte important. După aceea, e foarte important să-ți cunoști defectele. Aici, bărbații care sunt mai sensibili și deschiși către evoluție, sunt experți. Ah, ok. Deci, așa, își cunosc defectele și sunt atât de sensibili la ele, încât de foarte multe ori intră în luptă cu femeia când femeia punctează acele defecte. Da, știu, mă doare suficient, nu mai îmi zice și tu, asta pățeam și eu. Și atunci, ce învăț pe bărbați, ok, scrieți listă cu defectele, dar
transpune-le într-un plan de acțiune. Ok, astea sunt defectele mele, dar hai să văd ce pot face și ce pot face zilnic ca să lucrez câte un pic la ele. Că atunci când vine femeia și da, uite-te că ești un prostalău și să poți să spui da, din când în când sunt. E un lucru. E un lucru. Fiecare zi fac ceva și fac anumite lucruri ca să îmbrățesc chestia asta. Ca să ai tu siguranța că o să ieși de acolo. Că dacă tu doar nu vrei să fii așa, nu o să funcționeze. Da, practic după aceea cade stare de victimă dacă, exact. Ok, păi iar am făcut-o. Așa, da. Exact. Da. Și nu, mă, frate, e un lucru, știu că... Adică sunt niște procese elementare care țin de mod de dezvoltarea inteligenței emoționale aplicate în direct în zona de masculinitate. După aceea, să-ți cunoști sistemul de valori, să știi ce e important în tine, să știi unde ești în viața ta. Mulți bărbați fug de chestia asta. Și facem exerciții care sunt despre conștientizarea unde ești acum și unde vrei să ajungi. Și să, da, mă, îți vine să plângi când te uiți la exercițiul ăla, dar știi ce ai de făcut. Știi care sunt următorii pași din viața ta. Și atunci, cu altă stare ieși în lume. În momentul în care zici, știi cine sunt, știu care mi-s calitățile, știu care mi-s defectele, știu care mi-s valorile, știu ce am de lucru în viața mea și știu ce am de făcut pentru chestia asta. Ok, nu mi-a ieșit. Vine lumea, da, dar pe nu ești în stare de nimic. Nu, puțin. Hai că vin. Mai fi de răbdare. Da. Oricum, bărbații sunt diferiți. Și da. Diferențele astea se văd în comportament, marea majoritate a timpului. Bun. Am văzut că abordez un subiect destul de interesant în cadrul webinarului. E vorba de arhetipurile masculine. Așa. Știu că există și arhetipuri feminine, asta știu de la Camille. Da. Și acum, zi-mi tu, câte arhetipuri, cum sunt? Cum se... Că mi-ai auzit pe bărbat, păi eu sunt arhetipul nu știu cui, eu sunt, sau femeile mai spun, că sunt în arhetipul nu știu care. Cum cadrez bărbaților treaba asta cu arhetipurile, ca să nici să nu ni se urce la cap, ca să zic așa? Păi, ideea este că sunt 4 arhetipuri fundamentale. Mm-hmm. Toată treaba asta cu arhetipurile a pornit de la Jung. Deci, din nou, e o oră jumătate de webinar, nu o să intru acum în detaliile, dar așa în momentul în care definim comportamentele fundamentale sau tendințele fundamentale la cele 4 arhetipuri, bărbații încep să-și dea seama că stai puțin, că nu e o problemă cu mine. Adică sunt bărbați care sunt din ăștia șarmanți, ieșiți în evidență, care toate femeile se întorc pe stradă după ei. No, ăla e arhetipul amantului, n-ai ce să negociezi, asta e energia lor și asta e felul lor de a fi. Femeile simt chestia asta și reacționează pe arhetipul respectiv. În același timp, sunt bărbați care le oferă cadrul femeilor să se poată manifesta și evolua. Le cumpără lucruri, le oferă siguranță, da? Asta e arhetipul regelui și îi trezește cu totul altceva într-o femeie, trezește sentimentul de siguranță, că pot să fiu cine vreau eu, că pot să mă exprim, să mă manifest, să cresc, da? Energia mantrului trezește energia erotică în special și fascinația într-o femeie. După aia este arhetipul eroului care sunt bărbații ăștia care, bă, mă duc la sală în fiecare zi, nu mă interesează că iubita mea e obosită, trebuie să vină și cu sală cu mine, nu-mi pasă. Ăștia care reușesc să, cum zic, să împingă limitele femeii, pentru că ei sunt constant preocupați cu împingerea propriilor lor limite și o ajută femeia să-și depășească limitele într-un mod mai abrupt așa un picuț, dar chiar îs lângă ea ca un antrenor. Asta e arhetipul eroului care merge, frate, până la capăt și dacă murim. Da. Și mai este ăștia alați care sunt mari vrăjitori, cum o știu eu, de exemplu, care pot să fascineze prin cuvinte, care pot să explice lucruri, să traducă, să aducă anumite înțelegere, care e arhetipul magicianului. Este o combinație între... Am plecat de la arhetipul amantului în variantă varză. Deci există și aici aspecte mai puțin armonioase. Da. Okay, despre asta povestim în webinar, ca fiecare bărbat să-și dea seama că, ok, eu am arhetipul acela, dar manifestă anumite umbre sau nu se manifestă armonios în acest moment, ca să înțelegi, bă, nu ai o problemă. Da. Știi? Adică ai o problemă, dar problema ta are o explicație, o soluție, o direcție. Că mulți bărbați au senzația că nu, bărbat înseamnă ăsta sex simbolul cu lumber sexualul, cu barba lui, cu costumul și cu cravata și ăla înseamnă bărbat. În același timp, foarte mulți bărbați judecă chestia, că simt că și acolo este o umbră care n-ar trebui urmată. În același timp, eu n-am chestia aia, dar eu sunt altfel. Mi-e place să povestesc cu o femeie, dar îmi place să povestesc despre lucruri profunde, nu să flirtez. Și bărbatul care îi place să flirteze, zice, ce te aburești atâta cu spiritualitate și cu astrologie și cu de-alea? Bă, lasă să se simtă femeie. Vine altul care zice, bă, vorbiți, sunteți niște superficiale amândoi. Bă, trebuie să treci la treabă, nu chestii, trebuie să lucrăm, trebuie să muncim, trebuie să mergem, să, știi, să iei femeia și să o duci. Și vine altul și zice, bă, numai puțin, pe toți sunteți varză, că femeia are nevoie un cadru, un pană mea, oferi un pic de liniște, dă-i un spațiu unde se manifeste, să aibă loc cu ei, cumpără-i ce are nevoie, oferă-i mâncare.
Cezar este regele. Și când te uiți așa din perspectiva fiecăruia, tu trebuie să-ți vază, frate. Mm-hmm. Înțelegi? În același timp, știi care este culmea? Că fiecare femeie are nevoie predominant de una sau de cealaltă, dar gândește-te cum ar fi să le aibă un bărbat pe toate. Uai, știi la ce cu ce fac eu conexiune acum? Cu armoniile. Așa. Pentru că exact ce spui tu, toată armonia asta dintre arhetipuri, la mine se creează o armonie, mi-aduce aminte de muzică, mm-hmm, și cum cream noi la cor armoniile, știi? Eram pe voci fiecare, astfel încât și așa... Și când le compui, da, când le pui cap la cap, iese o chestie extraordinară. Deci pentru mine cel mai dificil a fost să asimilez arhetipul regelui, deci acolo trebuie să recunosc că eram varză, pentru că nu... Deci, la partea de arhetipul amantului, mm-hmm, aveam predominant, dar disarmonios, adică îmi doream foarte mult conexiunea cu femeile, mm-hmm, dar eram timid maxim. La asta am muncit foarte mult în timpul facultății, așa încât să ajung super seducător și fascinant, da, și da, meseriaș, da, în meseria asta. După aceea, când am început să predau, m-am mutat foarte puternic în arhetipul magicianului, pentru că e vorba de informații, mm-hmm, de asimilat informații, predat informații. Și acolo stăpânesc, zic eu, destul de bine zona asta. Și între timp mi-am dat seama că arhetipul eroului a fost undeva în umbră, că a susținut tot procesul de creștere, faptul că nu m-am lăsat niciodată, faptul că m-am ținut, cumva mi-am dezvoltat arhetipul, uh-huh, ăsta, nu așa pe față, nu de genul, bă, eu mă duc în fiecare zi la sală, dar în sensul de, bă, eu nu mă las. Știu sigur că o să ajung unde vreau. Și regele, pentru că nu știam să fac bani, pentru că eram după falimente, n-aveam nimic, deci așa, îmi doream foarte mult să pot, mm-hmm, să ofer unei femei contextul și siguranța, dar nu știam să o fac. Până când am întâlnit-o pe Cami și simțeam cumva nevoia să fac chestia asta. Niciodată femeie nu simțeam nevoia să fac treaba asta. Dar cu ea s-a trezit cumva o anumită nevoie, că ea spune din când în când că mă simt ca o prințesă. Și ea are o anumită nuanță din energia asta a reginei. Și am învățat să dezvolt și chestia asta prin faptul că eu am susținut-o niște ani de zile financiar, am fost lângă ea ca ea să poată să-și facă cursurile și să poată să crească și să evolueze. Da, dar gândește cum ar fi să aibă bărbații unelte, în primul rând să-și dea seama unde sunt, să știe care sunt umbrele, devieri, și după aia ce fain ar fi să lucreze câte un pic, câte, mm-hmm, un pic, să le dezvolte pe toate. Da, ca să existe armonia de care, exact, povesteam. Și după aceea să poți să fii exact ce e nevoie, mm-hmm, pentru că, da, femeia când e la ovulație are nevoie de arhetipul amantului, dar în rest s-ar putea să aibă nevoie și de alte lucruri. Păi da, că se zice că într-o relație, indiferent de ce natură ar fi relația respectivă, sexul este cel mai important. Cu ghilimele de rigoare. De relație de cuplu, dar nu orice natură a relației. Adică o relație, că e o relație serioasă, că e o relație, da, one night stand, da, la asta mă refer. Da. Lăsăm la parte. Păi de acolo ce relație de cuplu, dacă nu este sexualitate, este, da, prieteni, asociați, parteneri, prieteni, amici, colegi de apartament, da, whatever, dar nu cuplu, dacă nu este sexualitate. Da. Știu că multe femei o să simtă durere când... Acum nu e despre femei, că e despre bărbați și, da, despre nevoile lor, da? Și legat de subiectul ăsta de sex, sexualitate, știu că ai și un webinar, da, pe tema asta. Și, da, acolo cred că se întâmplă niște lucruri interesante. Da, acolo se întâmplă lucruri interesante pentru că vorbim de diferențele biologice. Și pe subiectul ăsta am citit foarte multe cărți, mm-hmm, pentru că era, fiind arhetipul amantului, era una din subiectele principale ale vieții mele, mm-hmm, sexualitatea și faptul că n-aveam parte de ea. Ah, okay. Și încercam să înțeleg cum funcționează chestia asta, încercam să înțeleg de ce eu simt anumite lucruri și funcționez într-un fel, de ce femeile funcționează altfel, că asta e o temă, cum zic, standard, bancuri, glume, că relație pe termen lung, sexul mai este, da? Foarte simplu. Da, așa e. Și la nivel de subconștient colectiv, asta e regula. No? Dar noi chiar zile trecut discutam cu Cami, păi da, ne e din ce în ce mai bine. Și ziceam, da, așa e normal. Asta ar fi normal, dar pentru asta trebuie să știi niște lucruri. Okay. Trebuie să știi, adică pentru mine a fost un test ani de zile, deci eu nu reușeam să o duc pe Cami în pat a doua cu aceleași metode. Deci nu reușeam, frate. Deci a trebuit să înțeleg toate mecanismele din spate, care până la urmă sunt emoționale, nu sunt, mm-hmm, de altă natură, ca să pot să-mi dau seama care este starea aceea din care eu pot să mă adaptez la felul ei de a fi, să o simt, să pot să, nu știu, să înțeleg nevoile, să pot să înțeleg când e momentul în care pot să... Aici merg proces acolo de observare, cred că e acolo. Păi, da, nu e interesul nostru tu. Aici e chestia, cred că bărbații, da, nu, pentru că altfel, seama, că noi ne plângem, da, că nu e așa, că nu are grijă, exact, de mine, că nu știu ce, că nu știu că cum nu bun. Face, că și bărbatul nu înțelege, că, mm-hmm, uneori se pare că vorbim pereților. Da.
Și nouă ni se pare că vorbim pereților, da, că se spune cât de greu poate fi. Exact. Adică nu să faci sex cu mine, cât de greu poate fi. Și noi nu, da, înțelegem că, stai puțin, că la femeie, în afară de cele 5 zile la ovulație, e un proces emoțional, se este un proces fizic. Și la noi e fizic pentru că avem testosteron tot timpul. Și aici e toată șmecheria, că dacă bărbații ar înțelege ce înseamnă zona asta de sexualitate, ce înseamnă, că nu, mulți bărbați se plâng, bă, dar nu, că n-am parte, bă, dar nici nu ești bun în pana mea la chestia asta, că nu știi să-i oferi bucurie și păcine, nici nu-ți pasă de ea, dar ție-ți trebuie sex, nu? Și bărbații nu-și dau seama că interesul tău, dacă vrei să ai parte de o viață intimă de calitate, există niște reguli ale jocului, cât-ți convine, nu-ți convine, altă poveste. Da. Și dacă ajungi să-ți împlinești sexualitatea doar prin pornografie și prostituate, asta spune multe despre tine ca bărbat, nu despre femeia din viața ta. Da, adică nu femeia din viața ta este cea care e nevoită să recurgă la asemenea metode, că nu poate obține altfel. Deci, bărbaților, haideți la cursul ăsta, că de începe să devine interesant, așa? Păi da, cum ai zis și tu, e interesul, bine, și al nostru, al femeilor, dar și al bărbaților. Evident, și dacă poți și voi trebuie să evoluați. Exact. Ca să se ocupă Cami. Da, corect. Bun, dar acum, trecând de la sexualitate, hai să trecem în partea cealaltă, că sunt bărbați care au un target, domnule. Au o listă, da, știi? Dar lista aia e făcută în spatele unui concurs, ca să zic așa. Okay. Trebuie să se duc cât mai multe femei. Am un plan, că trebuie să o cucerez și pe asta, da, și pe asta, da, da, și pe asta. Și sunt foarte mult bărbați. Este un webinar care este special despre deci seducție și relații pe termen lung. Asta e. Adică webinarul se numește Împlinirea în loc de seducție, pentru că nu sunt de acord. De cei care m-au auzit și mai m-au văzut vorbind știu că nu sunt de acord cu cursul de seducție. Mi se pare cea mai superficială abordare a masculinității posibile. Știu că mulți au explicații de ce fac chestia asta. Culmea este că cei care predau cursuri de seducție, majoritatea au relații pe termen lung deja. Adică chiar dacă au început, știi, încep să faci cursul de seducție pe la 20 ceva de ani, când tu ai plus, trebuie că știi să seduci. După care tu intri în relație, îți dai seama că totuși relație pe termen lung este ceva care te maturizează cu adevărat și te crește pe adevărat ca bărbat și îți oferă împlinire, dar tu predai cursul de seducție în continuare. Ce spune asta despre tine? Da. Și atunci, mă rog, asta e așa o paranteză. Și mulți speculează că dacă știi să seduci, după aceea relația te cupă dude. Deci când tu te antrenezi să seduci, ești antrenat să seduci, nu să împlinești. Da? Din start, în momentul în care tu trebuie să seduci o femeie, este o formă de gol interior pe care tu trebuie să-l umpli. Nu avem ce să discutăm cu chestia asta. Deci, un obiectiv pe care îl bifezi. Exact. Deci, practic, tu te folosești de o femeie, orice femeie în principiu, pentru că atunci când îți place de o femeie atât de tare încât vrei să o cucerești, vrei să o cucerești, nu să o seduci. Da? Când vrei să seduci, de fapt tu, scuz, iertare pentru cei care sunt foarte sensibili, îți cauți o gaură. Da. Atât. Ok. Da? Pentru că acea gaură umple gaura ta emoțională. Adică, practic, ai un gol în care trebuie să-ți demonstrezi și tu că ești suficient de bun și asta este metoda. Adică, practic, cei care practic aceste metode de seducție, practic se folosesc de femei ca să-și demonstreze ei că sunt bărbați. Wow. Culmea este că dacă ar fi demonstrat, s-ar opri după una, nu? Da, dar nu se opresc. Nu, pentru că golul la interior, de fiecare dată când golul ăla se termină, vine golul ăsta la și ce ok, avem nevoie de alt gol pe care să-l umplem ca să ne umplem golul. Okay. Bun. Deci, practic, tu nu vorbești despre seducție, ci mai degrabă... Foarte mult despre seducție, dar o seducție de numai. Nu, de exemplu, în webinarul, deci asta este un webinar pe subiectul de ce înseamnă procesul de seducție și cum să transform seducția în joc și seducția în împlinire. Împlinire, așa, da? Acolo vreau să ajung, da. Păi aici e șmecheria, că ce ai de făcut, ok, seducția e cel mai ușor pas. Și le explic din biologie faptul că în momentul în care reușești să seduci o femeie, sunt două variante. Este o variantă în care este la ovulație și atunci nu ai sedus-o tu că și-ar fi tras-o cu oricine care seamănă cu tine. Sau este varianta în care are o rană sau un gol emoțional, o traumă pe care încearcă să o umple prin faptul că ți se dăruiește ție. Și atunci nu ai sedus-o tu că s-ar fi dus cu oricare care să-i umple lui ei un gol emoțional. Da, da, da. Adică nu ești tu ăla meseriaș. În momentul în care tu într-adevăr
ești ce trebuie pentru o femeie, acolo nu e vorba de seducție, acolo e vorba de faptul că, într-adevăr, ești cineva... Aduci altceva prin, în relația respectivă. Da, deci nu trebuie să depui eforturi, da? Deci asta e un joc. Chestia cu seducția este o fantezie a unor minți adolescentine, a bărbaților, unii chiar de vârste avansate, care, de fapt, nu știu cum să zic, este un fel de joc din ăsta... bolnăvicios, în care ei încearcă să se convingă că au sedus pe cineva, dar nu, niciodată n-ai sedus pe nimeni tu, chiar dacă asta este impresia ta. Ai fost folosit, de fapt. Ești fraier. Wow. Și explic foarte fain chestia asta, da, cu toată matematica asta, liniștită, că nu lipsește matematica din toată treaba asta, că bărbații sunt șocați la webinarele astea de, bă, are sens, adică n-am cum să combat argumentația pe care o dă Zoltan, pentru că chiar sunt chestii tehnice care sunt legate de biologia noastră, modul în care funcționăm, ce se întâmplă, și contează foarte mult ce lași în urmă. Asta, da. Și asta încerc să le explic și bărbaților, bă, în momentul în care începe energia feminină să comunice așa subtil între ele, că tu ești unul din ele la care numai te folosești de femei, mai devreme sau mai târziu, nu o să iasă bine. Wow. Păi, dar în momentul în care circulă vorba în subtil, așa emoțional, bă, ăsta e unul care, bă, ți-o pune, te lasă, bă, da, te lasă faină. Știi? E altceva. Adică măcar fă-o ca lumea. Și atunci trebuie webinarul de sexualitate. Toate se leagă, toate că se sunt interconectate. Da, da. Și acum, povestind de aspectele astea negative, mă duce un pic cu gândul că povesteam chiar la început că există și o parte întunecată. Fiecare dintre noi avem o parte întunecată. Mă gândesc că acolo ies la iveală alte aspecte interesante. Da, da. Să știi că atunci când vorbim de partea, latura asta întunecată a energiei masculine, foarte mulți au senzația că noi acum o să vorbim despre niște chestii astea dark ale masculinității, dar nu, de fapt în webinarul respectiv discutăm despre cum anume își descoperă fiecare propriul dark side, să zic așa, și cum anume duci, cum anume alchimizezi chestia asta. Da, da, da. Și povești de genul cum am descoperit eu GTA 5, un joc pe calculator în care poți să furi mașini și să omor oameni fără repercusiune, și cum a fost prima dată când am împușcat unul pe stradă, că asta era misiunea. Am ezitat și așa, bă, după aia am mers foarte ușor și am dat seama că, bă, am niște nuanțe în mine pe care abia le-am descoperit, și ce faci cu aceste lucruri și când vin aceste aspecte, cum le gestionezi. Deci nu este vorba de dark side-ul ăla, zic, mă, bărbații toți au... Nu, fiecare dintre noi avem anumite bucățele pe care va trebui să le descoperim, să învățăm, să le gestionăm și cum se face treaba asta și cum o integrezi în viață. Da. A, pentru că unii cred că se luptă cel mai mult cu partea asta întunecată, da, și nu știu cum să o rezolve. Adică începând de la chestii cu pornografia și jocuri de noroc și chiar și seducția e un dark side al masculinității până la urmă. Și cum folosești chestiile astea ca să ajungi să-ți armonizezi energia masculină și să crești. Da. Și acum o să te întreb o chestie așa mai spirituală. Așa. În societatea noastră se spune că bărbatul este capul familiei, bărbatul taie spânzură și așa mai departe. Bun. Cum abordezi partea asta mai spirituală, ca să zic așa, legătura între bărbat și divinitate? Bă, fiecare crede ce vrea, în primul rând. Da. Dar ce urmesc eu să transmit este că, pentru mine, aspectele spirituale în viața unui bărbat nu sunt legate strict de conceptul abstract care se numește Dumnezeu sau nu știu, Iisus sau Mohamed sau Nirvana sau whatever. Deci nu despre asta e vorba. Okay. Ci urmăresc să traduc cumva ce înseamnă aspirația pentru mine. Ce înseamnă aspirația către niște idealuri. Ce înseamnă o abordare în care aspirația aceea devine fundamentul la tot ceea ce faci. Nu relația de cuplu, nu jobul, nu cariera, toate sunt un context ca tu să poți să crești și să avansezi și să avansezi către acel ideal. Și atunci să vezi ce face femeia de lângă tine. Da, că mereu spui că și de fapt așa și e, și Camila la fel ne spune că femeia se conectează cu energia vieții. Da, și acolo e, știi, când spui energia vieții, te gândești
Măi, acolo e ceva. Oriceva, așa sună, da. Așa interesant. Nu neapărat că sună, dar sunt convinsă. Și acum pentru fetele care fac practică cu Cami și sunt în grupul ei, mă gândesc că abordarea ta legat de ce e bărbatul, cum e bărbatul și cum se poate conecta la partea asta, cred că acolo sunt altfel de trăiri. Și... E total diferit, pentru că Cami... Deci, dacă mergem la primul webinar, da, evoluția femeii se petrece prin intuiție și conectare, evoluția bărbatului se petrece prin structură și direcție. Și noi avem nevoie de structură în evoluția noastră. Adică, ca să ajungi ca bărbat, să-ți închizi ochii, să-ți imaginezi cum îi anunțăm, să te conectezi în subtil, să creezi chestia aia, no, acolo e un echilibru din ăla între masculin și feminin, de la superlativ. Okay. Până acolo, în schimb, noi avem nevoie de o structură. Ok, dar eu ce am de făcut? Care e următorul pas? Unde merg? Și începând de la primele webinare în care definim calități, defecte și plan de acțiune și valori... Da, și până ajungi la ultima parte. De fapt, asta construim. Okay. Asta se construiește. Faptul că, ok, pot să mă conectez după ce am lucrat o grămadă cu toate chestiile astea, pot să mă conectez la cine sunt, un pic diferit. Știi? Mai așa, mai la imaginea de ansamblu, care nu mai înseamnă structură, ci înseamnă o chestie intuitivă care le înglobează pe toate. Wow! No, asta da. Dar aici e... Cum reacționează bărbații la discuțiile astea? Sunt fascinați. Că eu sunt fascinată de față, deci dacă sunt și ei, înseamnă că... Sunt fascinați pentru că e o perspectivă până la urmă unificată. Adică chiar dacă eu țin un curs de masculinitate, gândește-te că eu am plecat de la o energie extrem feminină, asta e adevărul, din toate punctele de vedere, și am ajuns la o energie care e echilibrată. Pentru că la fel de bine pot să mă simt și să mă înțeleg și cu femei și cu bărbați. Nu am niciun fel de disconfort, nici măcar la aia care se consideră altfel, diverse litere ale alfabetului. Da. Pot să mă înțeleg chiar și cu ea, chiar am lucrat cu ideea. Unii din acest alfabet minunat, un pic dezorganizat la litere și colorat, da. Deci nu am o problemă, nu mă simt inconfortabil, nu sunt homofob, dar am niște principii și niște valori foarte bine definite. Consider că există niște reguli și legi în universul ăsta care nu sunt negociabile și eu am învățat să mă conectez la ele, echilibrând energia feminină unde eram cu energia masculină pe care am învățat-o și mi-am educat-o. Și atunci, această energie masculină educată cu energia feminină nativă pe care am avut-o, în echilibrul respectiv, eu pot să mă conectez intuitiv la o grămadă de informații și să le traduc într-o structură. Și asta îi fascinează pe bărbați. Faptul că iau niște concepte mega abstracte, da? Și acele concepte mega abstracte le traduc într-o logică imbatabilă, în care toți zic, bă, așa e, n-am ce să comentez, este adevărul. Și până la urmă de asta au nevoie bărbații. Da. Exact, acea structură și direcție. Da, eu sunt fascinată. Deja mă apuc de treabă. Nu, chiar am vrut să facem podcastul ăsta pentru că... Ok, noi dăm detalii pe acel landing page în care prezentăm structura, da? Una e când vine informația direct de la sursă, cu toată experiența pe care ai avut-o în ultimele luni cu bărbații din curs și acum cu o invitație către cei care vor să experimenteze alături de tine și chiar să înceapă procesul ăla de transformare de care povesteam. Da, cred că o să cresc prețul la cursul de masculinitate, pentru că acum, în timp ce îți povesteam, ție este efectul secundar al conștientizării, în timp ce mă întrebai tu și cumva erau întrebări pe care nu mi le-am adresat și nu mi le-am analizat din perspectiva asta. Eu nu ți le-am predat până acum să le vezi, să treci prin ele. De asta îmi place varianta asta de interviu nepregătit. Pentru că îmi dau seama că toată experiența și toată valoarea pe care am inclus-o în cursul ăsta e la o profunzime și după o experiență și un consum. Pentru că până în mine au fost 40 de ani în care eu am construit aceste perspective și informații și am lucrat foarte mult cu mine ca să pot structura aceste informații. Mie mi se par foarte firești. Adică atunci când ați zis voi, dar nu vrei să ții un curs de masculinitate și toate femeile și o grămadă și bărbații ziceau, nu, bine, hai să facem un curs de masculinitate. Despre ce ați vrea să știți? Știi că v-am întrebat și mi-ați completat un Excel și erau o grămadă de idei și m-am uitat la Excelul respectiv, mi-am pus special ecran X-Mind-ul și am ajuns să trag ideile și am scris 10 webinari, m-am trimis înapoi structura. Zic, uite-te, cam așa arăta, cum mi se pare? Wow, da, e tot.
Tot pentru că am avut timp în 40 de ani să experimentez și după aceea în niște luni de zile să structurez treaba asta. Super. Nu o să crezi prețul, ok, decât un pic. Păi să nu se alarmeze acum toată lumea că de când ai început să ții podcast-uri cu mine. Creștem prețurile când noi încercăm să facem altceva. Să... Păi o să facem educația să fie accesibilă tuturor și în continuare o să fie un luptă cu toți cei care încearcă să-mi demonstreze că ar trebui să fie altfel. Știi care ți-e drumul, știi? Adică da. Nu există... Da, atunci... Pentru cei care vor să afle cine sunt, lansăm din nou invitația, încă e valabilă, așa că dacă aveți întrebări, alte curiozități, lucruri pe care nu le-am acoperit eu, da, în podcast, da, chiar le așteptăm. Dacă vrei tu să le mai transmiți ceva. Nu, eu am rămas gândit acum la toată profunzimea asta și toată, nu știu, informația și experiența acumulată în mine, așa mai conectat cu întrebările cu o zonă foarte adâncă. Abia acum îmi dau seama de fapt câtă experiență am adunat în mine. Păi la cât mai multă. La cât mai multă. Păi mă ajută și pe mine și sunt convinsă că și pe ceilalți. Mulțumesc încă o dată, Zoltan. Și eu mulțumesc.